Miercuri, pe terenurile din județ s-a derulat o nouă etapă a eșalonului al patrulea. Liderul seriei AS Milcov a avut programat meci pe teren propriu în compania grupării aflate la jumătatea clasamentului Voința Băbiciu. Milcovenici au făcut meciul ușor, tranșând repede partida în favoarea lor. O partidă ușoară pentru noi, o partidă frumoasă, am reușit să înscriem de 6 ori și am reușit să câștigăm la un scor destul de detașat. În ceea ce privește echipa de astăzi, nu ne așteptam să fie atât de facil meciul cu ei, dar noi ne bucurăm pentru prestația pe care am avut-o astăzi. Antrenorul grupării AS Milcov este mulțumit de rezultatul obținut, însă nu același lucru poate spune despre atitudinea elevilor săi. Meci de casă câștigat, pot să spun la un scor destul de mare, dar mă nemulțumesc de puțin jocul jucătorilor mei. Ce v-a nemulțumit? Atitudinea lor. Atitudinea lor și, bineînțeles, s-a acumulat și multă oboseală jucând în miercuri, duminică. Iată și celelalte rezultate înregistrate de echipele înscrise în campionatul județean. Recolta Stoicănești s-a impus pe terenul celor de la Oltul Curtișoara cu scorul de 3-1. Bedița Colonești a câștigat partida disputată pe terenul celor de la Vântul Coteana cu scorul de 4-2. Viitorul Ruzănești a câștigat partida de acasă în fața celor de la Victoria Dobrun, rezultat 5-2. Nu au avut meciuri programate pe Trollul Podcoava, Viitorul Grădinile și Oltul Scornicești.